ați venit bărbecilor la etalarea anului 2022. Și haideți să vedem ce are Universul pentru voi. Cei interesați de tarot pot să viziteze site-ul la tarot. Acolo aveți foarte multe detalii pentru fiecare carte în parte. Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Și la bază, energia generală, aveți judecata o transformare totală în 2022 pentru foarte wow un transit extraordinar. Haideți să vedem ce avem pentru voi și mai ales pentru fiecare lună. La bază, 8 de bâte. Veți primi foarte multe vești, iar aici dați la o parte orice tip de supărare pe care ați avut-o. Ceva se schimbă în viața voastră, total. Am senzația că se schimbă statutul pentru unii. Și haideți să vedem ce avem pentru ianuarie. Ianuarie avem 3 de cupe și justiția. Wow, cine face comerț? Este o energie extraordinar de frumoasă, mai ales pentru cei care vor să facă comerț. Este bine să ascultați aici de partener-parteneră, pentru că vor ști cum să vă sfătuiască pentru a veni acea abundență. În carieră, cu siguranță, sunteți invincibili, iar acest 3, 3 de cupe vă spune că în momentul în care s-a blocat ascensiunea voastră, este bine să treceți peste trei puncte. Acele trei puncte, al treilea punct, va fi, de fapt, ascensiunea voastră. Și dacă, eventual, justiția arată, de fapt, să nu faceți un împrumut deci nu vă luați un împrumut în luna ianuarie. Dacă o faceți, este bine să o faceți pe numele partenerului sau a partenerii, pentru că altfel vă blocați. Vă blocați, pur și simplu vă blocați pentru următorii zeci de ani. Asta vreau să vă spună. Dar cu siguranță în ianuarie sunteți bine văzuți și haideți să mergem să vedem ce avem în februarie. În februarie avem șapte de săbi și regina de monede, o energie foarte frumoasă, cred că vă apărați foarte mult, iar aici îmi spune de ceva la care vă apărați, e un fel de încercați să aveți grijă de ceilalți fără să știe ceilalți, e un fel de a lucra în secret în a vă antrena în ceva, pentru că vedeți voi șapte acesta, vă spune și antrenament, exercițiu. Nu este neapărat să vă apărați, dar bineînțeles nu este pentru toată lumea, dar vor fi unele altercații sau este ceva secret care trebuie apărat. Și mai ales cu regina, îmi spune de fapt că trebuie să aveți grijă nu numai de cei din jurul vostru, de familia voastră, dar în general de cei care vin spre voi și luptați foarte mult pentru copii. Vedeți copiii care se află la baza acestui, deci pentru cei săraci, pentru cei anevoioși și mai ales pentru copii. Deci veți lupta foarte mult în februarie pentru drepturile copiilor. Ceva ce vă aduce de fapt în umbră este acest șapte de bute, pentru că încercați din răsputeri să fiți pe primul loc. Pentru cei care încearcă să-și mențină locul de muncă vor munci foarte mult pentru acest lucru. Martie patru de săbii și cavalerul de săbii, patru de săbii vă spune să vă liniștiți, cavalerul <laughs> să... Pur și simplu să răzbateți totul. Aici cred că veți semna niște contracte în care veți câștiga dacă într-adevăr o veți face la timpul oportun pentru că aveți cavalerul, deci va trebui să vă mișcați foarte repede pentru unii dintre voi, mai ales cei care au de-a face. Sabia reprezintă gândul, aerul, dar în același moment reprezintă și ceva care taie. Deci este posibil că această energie pe care o aveți aici este posibil, deci să tăiați poate o, o relație cu cineva, cu frați mai mari sau să vă îndepărtați de ceva. Încercați să nu vă certați pentru că aveți acest patru de săbi dar cu cavalerul acesta efectiv vă apărați. Deci ceea ce aveți deja în februarie începe, iar în martie pur și simplu vă apărați. Nu dați voie nimănui să vă mai rănească, oricare și oricine ar fi. Cred că... Ar fi cazul în martie să aveți mai mult, să faceți mai multă meditație cu acest patru, să fiți foarte atenți la însemnătatea cuvintelor, pentru că acest cavaler urlă, țipă, se enervează foarte ușor. Fiți foarte atenți la semnarea unor acte, nu cumpărați ceva dacă nu o citiți de mii de ori lucrurile acelea. De ce? Pentru că patrul acesta asta îmi spune că ceva se repetă. Uh, și nu uitați că patru de săbii întotdeauna este o energie de izolare. Atunci când te izolezi la o mănăstire, la ceva este pentru că te îmbolnăvești, pentru că e ceva, acolo este energia lui Pluto. Deci, atunci când aveți această energie, înseamnă că tot ceea ce semnați va trebui să scoateți la iveală nuanța cuvintelor pentru a fi sigur că acel lucru pe care îl semnați este de fapt în binele vostru și puteți să dormiți liniștit. Mergem mai departe cu aprilie. Wow! Aprilie avem luna și asul de cupe. Wow, berbecilor! Foarte frumoasă energia. Foarte frumoasă. Um, foarte multe sentimente, ceea ce simțiți. Um, vedeți voi, luna aceea este și un pic de gelozie, deci fiți atenți la cine vă gelozește sau vă spionează și mai ales în casă, poate și în afara casei, dar luna întotdeauna guvernează casa patra. Um, este bine ca în luna aprilie să nu faceți niciun tip de intervenție, mai ales când este luna plină, deci asta vă spune din start. Poate chiar partenerul este spionat și este bine să, să vedeți într-adevăr dacă cineva stă cu ochii pe voi. Iar aici asul acesta vă spune de, o, o, de ceva nou de o nouă generație. Poate fi vorba despre voi doi, poate fi vorba despre cineva care apare în viața voastră sau care a încercat să vă contacteze și încet, încet se apropie de voi, dar poate fi și o nouă generație, adică nașterea unui copil, ceea ce într-adevăr se schimbă totul. Deci este ceva extraordinar de frumos aici. Cu siguranță, vă doresc la toată lumea, știu că nu poate fi pentru toată lumea, dar chiar mi-aș dori să am multe mesaje în momentul în care le vizionați în lunile respective, pentru a vedea dacă acel ceva um, a fost pentru cineva acolo un mesaj. Dar este o energie extraordinar de frumoasă. Cu alte cuvinte, cineva este, cineva este foarte topit după voi. Asta ar veni. Mai! Mai! Patru de monede și regele de monede. Foarte frumos! Berbecii de obicei să știți că nu sunt strângători și nici nu sunt zgârciți. Uh, de aceea, stagnarea aceea pe care o vedeți cu patru de monede este, de fapt, o gândire clasică ce voi face mai departe. Uh, în mai văd un rege care este unul dintre cei mai buni regi și este posibil să stați pe gânduri, să vedeți ce se întâmplă, pentru că e posibil... Să se întoarcă o iubire pierdută pierdută sau cineva care, la care ați dorit foarte mult, ați, pe care ați dorit foarte mult. Cred că e un fel de a dezvălui ție însăși despre ce este vorba și despre ce vei face de azi înainte. Deci, încerci să găsești o soluție dacă într-adevăr persoana respectivă este pentru tine. Pentru unii dintre voi e posibil să vă schimbați cariera, este posibil să faceți cu totul altceva și chiar să vă bazați pe puterea financiară a partenerului, pentru că aici este partenerul, nu este vorba despre voi. Dar asta înseamnă o stabilitate financiară. Și atunci când am regele, chiar dacă este o vârstă mai mare, asta îmi spune din start că e posibil să fie o maturitate um, rapidă celor care au 32, 32, e aproape de 33, 36 și mergem la un 42 de ani, deci peste. Asta înseamnă că s-a ajuns la ceva stabil. Nu mai sunt acele blocări financiare. Cineva intră în viața voastră și vă ajută foarte mult. Mergem mai departe cu iunie. Iunie avem regele de săbii și patru de săbii. Încă o dată se repetă patru de săbii. Pentru mulți dintre voi sunteți foarte, foarte obosiți sau din cauza stresului este posibil să fiți atacați de ceva, de vreo boală, ceva care nu vă lasă. Dar ideile sunt extraordinare atunci când vă liniștiți. Deci atunci când intrați în meditație aveți foarte multe idei. Propagați foarte multe idei. Regele acesta e posibil să vă spună să mergeți să renuiți niște studii sau să lucrați în media pentru că ar aveți de-a face cu săbiile, vorbărie mare, să zicem, este felul de a fi recunoscuți, e posibil să fie chiar energia voastră și într-un fel sau altul este felul de a spune cine vă va impresiona pe voi, acest rege. Încă o dată vă spune să vă liniștiți, faceți economie de bani pentru că deja aveți și patru acesta de monede, deci cu siguranță vă spune este bine să vă odihniți, chiar dacă nu este timpul atunci, dar asta va fi pentru voi în luna iunie. În plus, aici e un fel de a arăta lumii cine ești, pentru că regele acesta este o persoană care Iese la suprafață prin uh, grație, prin uh, uh, inteligență, prin felul de a fi, deci efectiv vă ajută foarte mult energia lui Iunie. Și vom vedea în Iunie ce veți avea. Iulie, trei de monede și soarele, <laughs> mergeți la mare și vă năgriți. <laughs> e foarte frumos. <laughs> și mai luăm și niște prieteni după noi. Este foarte, foarte frumos. Pentru unii dintre voi, vedeți că acolo unde sunteți doi, apare un al treilea. Deci, este foarte frumoasă energia aici. Aș spune că veți călători pentru unii dintre voi, pentru că aveți soarele, calul alb. Este ceva extraordinar de de frumos în iulie. Treiul acesta nu sunt... este o cooperare, să zicem, cu cineva. Cred că această combinație este foarte bună, mai ales pentru actori. Iar pentru unii dintre voi lucrați cu voi. Um, nu am nimic care să-mi arate bisturiu sau altceva, dar cu siguranță treiul acesta și soarele faceți ceva pentru a străluci. Iar bărbecii de obicei fac ceva a, prin a străluci uh, cu corpul lor. Fie face gimnastică, fie operație estetică. De, dar e ceva pozitiv. Deci nu este ceva uh, e ceva la care voi doreați de mult să faceți. Mi-arată, din start, mi-arată mandibula. De ce? Nu mă întrebați pentru că nu știu. Dar uh, ceea ce văd este o energie extraordinar de frumoasă. Este un fel de a vă schimba fizionomia, de a de a fi în atenția tuturor. Nu e nicio crimă să faci așa, acest lucru, de a există doctor, de a există să te simți frumos sau ce, ce vrei ca să văd Dar te inspiră foarte mult lucrul acesta și cred că pentru unii dintre voi uh, străluciți cu adevărat pentru că aveți acest soare și este o energie pozitivă. Deci mulți sunteți pregătiți pentru așa ceva. Sau poate chiar v-ați gândit cu un an înainte pentru că uh, ați avut nevoie de curaj, să-i zicem, pentru unii dintre voi. Mergem mai departe cu august. Wow! Deci strălucirea pe care o aveți aici, dacă faceți o cooperare în iulie și posibil să nu câștigați în iuna-iulie, dar sunteți în centru atenției, atunci în august vor veni acești... 9 de monede cu 7 de monede. La început vor veni puțini, e un fel de... -am, am încercat să-mi imaginez că va fi ceva mai bun, dar vedeți voi că până la sfârșitul lui august acel 9 de monede va veni. Îmi uh, dă senzația că ați făcut o, o investiție bună că există cineva, o persoană anume în, în viața voastră care vă, <coughs> e un fel de a vă aduce această energie. Șapte la acesta e felul de a aduce abundență, dar nu deodată, deci în timp. Iar nouă sunteți independenți din punct de vedere financiar, ceea ce este extraordinar de bine. Faceți parte dintr-o familie, faceți, este ceva la care vă gândiți foarte mult pentru viitor, vă simțiți în siguranță acolo. Deci, august pentru mulți dintre voi aveți de-a face cu o stabilitate financiară și foarte mulți dintre voi cred că... Uh, noul acesta mi arată poate și investiția în ceva. Pentru unii dintre voi poate fi o mașină. Mergem mai departe cu septembrie. Wow! Cu septembrie aveți roata și șase de săbii. Extraordinar! Tranzitul pe care îl face, destinul pe care îl luați în septembrie. Știți ce e? 6 acesta îmi spune că sunteți detectivii lunii în primul rând, comunicați într-adevăr, sunteți foarte distractivi, dar în, în același moment dezamăgiți de ceva ce s-a întâmplat în trecut. De ce? Pentru că plecați dintr-un loc. Posibil pentru unii dintre voi să plecați departe de familie, posibil să plecați departe de ceva la care v-a adus insecu insecuritatea materială, deci pentru că vă simțiți foarte aici, pentru că sunteți independenți, aici aveți puterea de a merge înainte, de a vedea ziua de mâine și a încerca să faceți tot ce este mai bun. Dar vedeți voi chiar dacă nu ați dori să o faceți, destinul vă împinge să o faceți, pentru că voi trebuie să mergeți mai departe cu ceva. Dacă este vorba de o informație săbile, sunt informațiile aer, informația gândirii, inteligență și un noroc care vine pe, peste voi. Uh, analizați foarte bine ceea ce auziți, nu puneți baza total pentru că uh, ceea ce văd aici este un fel de uh, un joc electronic sau... Uh, Cryptocurrency, cei care știu. Deci nu faceți. Sau un stock market nu vă folosește lucrul acesta. E un fel de... Merg, 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 iar pentru unii dintre voi călătoria poate fi o călătorie pe mare într-un loc exotic. Pentru că aveți toate energiile posibile într-un loc exotic. Aveți de-a face cu... maimuțe cu... Deci poate fi ceva total diferit. Octombrie 2 de bute și 3 de cupe, încă o dată 3 de cupe. Deci mergem spre sfârșit și iarăși avem acest 3 de cupe. Asta înseamnă că avem abundență, dar 2 de bute este un fel de a te decide cum vrei să mergi mai departe. Fiți atenți că uh, butele au de-a face cu internetul trei de cupe are de-a face cu uh, bani, cu finanțe. Este posibil să aveți de plătit niște taxe nefondate, de fapt. Cu o gândire rapidă, ceea ce nu v-ar strica aici, veți reuși, dacă sunteți foarte rapizi și exigenți, să înțelegeți despre ce este vorba. Pentru că nu vrea nimeni să dea niște bani care nu au fost de fapt nemunciți de alții, dar pur și simplu să fie plătite niște taxe. Iar aici este posibil într-adevăr să aveți niște dificultăți în a călători. Bine, asta o vom mai învăța și pe vlog, dar atunci când nu puteți călătorie, este bine să cumpărați o pereche de papuci înainte de călătorie și este bine să-i să cumpărați albi, nu adidas, albi, pur și simplu, pentru că e Venus, deci e un fel de a vă deschide uh, drumul mai departe. Iar treiul acesta de cupe e petrecere, e distracție, e ceva foarte frumos pe care poți avea cu partenerul tău și mulți dintre voi e posibil să fie și ceva în internet. Trei de cupe abundență. De obicei, abundența vine și prin mâncare, deci poate vindeți rețele culinare. Noiembrie. Wow! Asul de monede și diavolul. Devine obsesie în a face ceva pentru a fi independenți. Eu aici aș spune controlează-te. Pentru că dacă vrei mai mult decât este, atunci pierzi independența ta în carieră. Deci, este o, o plăcere să câștigi dintr-un hobby, să faci ceva, dar obsesia de a câștiga mai mult, mai mult, mai mult, asta înseamnă că duce la pierderi. E un fel de bucurație, mă, de ceea ce aveți. Pentru că de aceea ți se oferă atât. Asta îți spune. Devin vingător prin ceea ce faci, mă Nu este neapărat nevoie să ai o obsesie din acel ceva. O energie foarte dură. Iar aici e posibil într-adevăr să fiți cu partenerul și să existe o, o relație foarte strânsă între voi doi, dar la un moment dat va deveni o relație sufocantă. Ori fie sunteți obsedați pe ceva și mai ales când am uh, uh, aceste anemăluțe, e un fel de... Uh, Fie doriți să faceți un nou job, fie dacă sunteți împreună și vă doriți un copil. Știți cum este, ce mult strică. Decembrie și cum închideți anul? Wow, cu foarte, cu o energie extraordinară. Sincer, cărțile acestea sunt cărțile seducției. <laughs> Mai ales cei care au 44 de ani. <laughs> stai frumoasă! Fie călătoriți undeva, pentru că aveți și cavalerul de cupe. Poate călătoriți undeva unde sunt rădăcinile tatălui. Pentru pașul acesta aș spune că cineva poate dă un examen de informatică și ar trebui să studieze un pic mai mult. Sau, pentru unii, aceste cărți uh, pot reprezenta cel mai bun scriitor sau cel mai bun novelist, uh, dar pentru că nu am de-a face numai ca o novelă de romantică și am asul acesta, este un fel de a căuta, uh, a încerca să aflu mai multe, asta înseamnă o energie de detectiv, deci poate fi un novelist în criminologie. Sau poate inventați ceva ieșit din comun pentru a ajuta o lume întreagă. E un în fel de a spune aveți grijă să nu, să nu fiți izolați după ce aveți această idee. Dar este extraordinar de frumoasă energia, deci asta ar fi pentru decembrie și cu siguranță este un mesaj de dragoste cu siguranță, dar aici cine se duce pe cine, o vom vedea și voi aștepta mesajele voastre. Eu vă doresc un an bun, sănătate, fericire, tot ceea ce vă doriți voi să aveți, să da Domnul să aveți. Numai bine, mă mulțumesc din toată inima că sunteți alături de mine și vă doresc într-adevăr un an plin de bucurii. Doamne, ajută!